colindători, florile d'albe, noaptea pe la cântători. Florile d'albe, florile d'albe, și ne ajung mereu, mereu. Florile d'albe, și le aduc pe Dumnezeu. Florile d'albe, florile d'albe, Dumnezeu adevărat. Florile d'albe, soare raze luminat. Florile d'albe, florile d'albe, iată vin colindători. Florile d'albe, noaptea pe la cântători. Florile d'albe, florile d'albe. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Am plecat să colindăm, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Că am plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Să vâneze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat în nou vânat, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Și-au vânat un iepuraș, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Să facă din plana lui, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt moale Domnului, dom, dom, să înălțăm. Veșmânt moale Domnului, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. Bravo, 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 copii minunați! Mulțumim, mulțumim tare mult! Este alături de noi doamna profesoară. Așa, acum cred că se aude bine. Mulțumim, mulțumim tare mult. Este alături de noi doamna profesoară Gabriela Săporan. Bună dimineața, Gabriela. Îți mulțumim tare mult. Uite la microfonul acela. Așa, lăsăm un pic mai jos. Bună dimineața, dragi ascultători. Suntem fericiți, chiar dacă suntem puțini, să fim împreună la Radio Românul. Am să te rog să te apropii și mai tare de masă. Așa. Microfonul îl lăsăm puțin mai jos. Și acum cred că o să se audă super. Avem un pic de emoții, dar să ne iertați că suntem micuți. Uite, eu am să-i rog pe fiecare din ei, din elevii care au venit astăzi să se prezinte. Ne spui numele tău, te rog. Numele meu e Sara. Sara, ești frumoasă, Sara. Bine ai venit la noi. Uite, am să te rog să te așezi acolo pe scaun, bine. Aici? Unde vrei tu? Dacă ție ți-am spus prima, tu să alegi scaunul, da? Așa. Te rog și pe tine să te prezinți, cum te numești? Numele meu este Andreea. Vai, ce nume frumos! Doamne, doamne! Mulțumim tare mult, Andreea, am să te rog și pe tine să stai acolo, să iei loc. Să vedem cine mai vine alături de noi, Ioana. Da. Pe tine te-am cunoscut puțin mai devreme, de fapt te-am întrebat cum te numești. Ioana, am să te rog și pe tine să stai acolo lângă Andreea și o să faceți cu schimbul, bine, ca să vorbiți la microfon. Te rog și pe tine, cum te numești? Numele meu este Raul. Raul, fenomenal, excelent! Am să te rog și pe tine să stai aici lângă Sara. Uite și acolo mai este un loc lângă Gabriela. Și voi? Tu cine ești? Ești un frumos. Cum te numești? Eu mă cheam Iulian. Iulian, ești un frumos, Iulian. Și uite, sunt frățiori. Așa, și tu cum te numești? Justin. Justin, Iulian și Justin. Te așezi acolo pe scaun, te rog? Da? Super. Excelent. Bun, ne bucurăm tare mult, cum ziceam, să vă avem alături de noi. Eu am să-mi pun căștile, pentru că în felul acesta am control mai bun asupra sunetului. Ce frumos sunt cei mici, cei mari, deopotrivă. Gabriela, cum ați petrecut voi pregătirile? De fapt, cum v-ați pregătit pentru sărbătorile acestea de iarnă? Voi la cursurile de limbă română, de fapt nu faceți doar limbă română, faceți limbă, cultură și civilizație.
Exact. Și asta include și momentul acesta pe care l-ai pregătit. Nu învățăm doar să vorbim în limba română și ei deja știu de acasă, cei mai mulți dintre ei, ci învățăm să deschidem niște portițe spre istoria României, spre geografie, spre tradițiile care ne țin cumva legați de strămoșii noștri, pentru că sunt niște moșteniri de suflet care ne-au rămas, atât costumele lor populare, eu așa le văd, moșteniri de suflet. Unii le au de la părinților, unii de la bunici, se păstrează în familie ca tezaure ale noastre și așa învățăm despre tradițiile românești de Crăciun și cele cu ocazia iernii, pentru că e și Plugușorul, e și Sorcova și la orele de română învățăm să avem idee despre ce se întâmplă în România cu ocazia acestor sărbători, învățăm colinde românești și le cântăm la sărbarea de Crăciun, unde ei sunt foarte fericiți, pentru că de obicei vine cineva care să le lase surprize. V-a lăsat surprize anul acesta? Mă gândesc că la fiecare din voi a trecut Moș Crăciun, nu? Pe acasă sau pe unde ați fost? Nu? Sunt copii tare buni, învață bine, sunt ascultători, sunt copii speciali, toți elevii care vin la orele de română. Eu zic că, în primul și în primul rând, sunt copii iubiți de părinții lor și au norocul să fie copii unor părinți care sunt preocupați de educația lor și de rădăcinele lor, de identitatea lor, până la urmă, pentru că despre asta este vorba în limba română. Și eu redevin copil alături de ei, pentru că îmi amintesc de când eram eu un copil. Atunci când învățăm o colindă, eu dintr-o dată nu retrăiesc copilăria, îmi retrăiesc bucuria de a fi copil, de a învăța o colindă, de a cânta, de a mă juca cu zăpada, cu sania, pentru că pe vremea mea exista zăpadă. Pe vremea mea. Și de asemenea mă gândesc ce mult mă bucura, de exemplu, o portocală, pentru că nu prea existau portocale și pentru mine întotdeauna ideea de Crăciun este legată de mirosul de portocală și încă mă bucur și încă mă delectez cu savoarea portocalelor. Da, cât e de fain să pui o portocală, o coajă de portocală pe calorifer și ulterior mirosul acela să se împrăștie în toată casa. Deja intrăm în atmosfera casa de Crăciun. Da. Exact, exact. Sara, la tine a venit Moș Crăciun? Da? Și ce ți-a adus? Dacă vrei să spui. Îmbrăcăminte. Îmbrăcăminte? Wow, este excelent. Cui nu-i place? Cărei fete sau cărui băiat nu-i place să primească haine noi, nu? Ne place tuturor, cred eu. Mie îmi plăcea foarte mult când eram mică să primesc îmbrăcăminte, să primesc încălțăminte. O, Doamne, abia așteptam să le pot purta și să ies cu ele pe afară. Bun, Andreea, la tine a venit Moș Crăciun? Da. Și la tine a venit Moș Crăciun? Uite, hai să am să încerc să... Ioana, mă ajut un pic, te rog, microfonul. Uite, apasă pe stativul acela, așa, ia vezi dacă poți. Așa, tu ești mare și puternică, ia stă. Stai așa, numai puțin, am să încerc eu. Așa. Și în felul acesta se adeșe Andreea. Super. Excelent. Deci, Andreea, și tu ai fost... Bine, Moș Crăciun merge la toți copiii norocoși. Mie nu-mi place să spun că merge doar la copiii cu minți. Toți copiii sunt cu minți, așa-i? Da. Tu cunoști vreun copil care nu e cu minte? Nu știu. Nu știi? Nu-și amintește? Ce bine că nu-ți amintești. În regulă. Cum ziceai? Acolo, asistent de producție în dimineața aceasta, este băiețelul meu, Andrei. Cum ai spus? Eu, da. A, tu cunoști. Cunoștea. Ar putea face o listă. El cunoaște copii care nu sunt cuminți. În care regulă. Sunt în proces de a fi cuminți. Da. În proces. În regulă. Eu cred că sunt doar copii neînțeleși. Nu sunt neapărat copii care nu sunt cuminți. Sunt copii neînțeleși. Așa, Ioana, ai zis că și la tine a venit Moș Crăciun. Raul, la tine a venit Moș Crăciunul? Să știi că îmi place plovărul tău. Da. E foarte fain. Da? Da. A venit și ți-a adus ce... Nu trebuie să spui ce ți-a adus, dar ți-a adus dacă ce ești ai vrut. Tu ești mulțumit? Da. E în regulă, da? Da. Deci te înțelegi bine cu Moș Crăciun. Da. Bun, perfect. Iustin și Iulian, am să vă rog și pe voi să ne spuneți dacă a venit Moș Crăciun și voi anul acesta ați avut un noroc. Mamă, ce noroc mi s-a spus mie mai devreme. Da. Deci, a venit Moș Crăciun la voi? Da. Așa, sunteți mulțumiți și voi aveți o relație bună cu Moș Crăciun, da? O să-i scrieți și la anul? Bun, perfect, în regulă. Dar ia spuneți-mi voi mie, să ne spuneți voi nouă și tuturor ascultătorilor Radio Românul, unde ați umblat voi anul acesta? Pe unde ați umblat? În România.
Și ce ați făcut acolo? Am prins zăpadă. Nu cred. Ne-ați adus și nouă? Nu. Păi cum ați venit la radio? S-a topit. Of, Doamne, zăpada asta. Măi, n-a putut să mai aștepte câteva zile. Și v-ați dat cu Sania sau nu a fost chiar atât de multă zăpadă? Nu, aveam niște ani. Nu? Doamne, cât sunteți de frumoși. Bun, în regulă. Și avem o problemă acum. Dacă a venit Moș Crăciun, regii magi, mai vin? Sau nu mai vin? Da. Să înțeleg bine regii magi cu Moș Crăciun, așa? Voi ce credeți? Sara, tu ce zici? Da? Nu se ceartă unii cu ceilalți? Nu? Regii magi cu Moș Crăciun se înțeleg bine. Și i-ați scris? Le-ați scris și regilor magi? Sau? Da? Da. Wow! Încă nu. Încă nu. Încă nu. Încă nu și le veți scrie? Da. Bun. Eu vreau să fim toți sănătoși. O, ce scumpă ești, Ioana. Ești o drăguță. Vezi, Ioana se vede că e mai mare, deja nu mai are dorințe materiale, ci mai mult fizice, spirituale. Excelent. Raul, le-ai scris regilor magi? Nu. Nu? Și le vei scrie? Da. Bineînțeles. Cum să nu le scrie? Este în română, Moșul Crăciun, și în spaniolă, regilor magi. Da. Bun. Uite, am să te rog, Gabriela, să iei microfonul. Vreau să ne... Vorbeam mai devreme cu Andreea, dacă nu mă înșel. Andreea, ziceai tu că vrei să ne spui o poezie, așa e? Și cine mai dorește, bine? Deci microfoanele sunt ale voastre și oricine vrea să spună o poezie, oricine vrea să spună orice, face un semn și ne povestește, bine? Andreea, ne spui tu poezia, te rog? Da. Haide. Prin norii de zăpadă în buzura, Simus Crăciun ar vrea să vină, la saniu să lătura copii și cerbi și căprioare. Vai, cât ești de frumoasă! Bravo! Felicitări! Și tu? Justin vrea... Iulian, pardon. Așa, Justin. Justin și Iulian. Așa. Ce vrei tu să ne spui? E, vreau să spun Colinda. Hai, vreau serios. Poezia. Poezia? Care? Colinda, Colinda. Eu vreau mă Colinda. Și... Și gheața se întinde asemănă linzerilor. Și tremură razii mișcând rămurările de noaptea de azi scânteie stelele. Felicitări! Felicitări! Vă descurcați foarte bine, să știți că eu nu sunt capabilă să spun poezia așa frumos cum o faceți voi. Bravo! Și tu, Iulian, vrei să spui? Da? Hai să vedem. Cum spui tu de frumos? Câți ani ai tu, Iulian? 6. 6? Vai, eu ziceam că ai mai mult, să știi. Par mari, așa, îndrăzneți și puternici. Și... Bravo! Felicitări! Moșul va sosi îndată cu tolba lui fumăcată să aducă la copii cadoul și jucării. Lumea toată e bucuroasă, e toate sunt pe masă. Peste tot le armonie să aveau meuiu să fie. Vai, da, și ce voce frumoasă ai tu! Ai o voce foarte frumoasă! Felicitări! Sunteți minunați! Și minunați. Memorie! Și memorie, da! Pentru că au de învățat la spaniolă și apoi vin la cursul de română și am pregătit colindele, 6 colinde, poezii, am învățat despre tradiții. Fiecare din ei a avut câte o poezie, nu? Sigur că da. Felici. Da? Așa? Ești de acord? Ioana, vrei să zici poezia? După Raul. După Raul. Întâi Raul, Raul, zici tu? Da. Sara, îi dai voie, te rog frumos, lui Raul să stea acolo, pe scaunul tău? Așa, am să te rog să te apropii frumos, așa, și ea spune... Ți-a fost greu să înveți poezia? Nu. Nu, așa e. Nu. O bagatelă pentru tine. Am înțeles. A, așa, ia, te rog. Cum s-a născut Hristos în frig, în iezlea cea săracă. Cum boul peste el sufla căldura ca să-i facă. Cum au venit în iezla lui pastorii de la stână. Și îngerii cântau în cor cu flori de măr în mână. Ce frumos! Foarte frumoasă poezia aceasta. Îmi place. Felicitări! Tu câți ani ai? 10. O să faci 11 în aprilie. Bun, felicitări. Ioana, am să te rog și pe tine. Andrei, dai voie Ioanei? Așa, ce fain se aude colegul Andrei, mulțumim tare mult. Colegul Andrei este foarte atent acolo la sunet, să se audă totul bine. Ioana, uite, dacă vrei, poți să-ți ridici un pic microfonul. Așa, excelent. Și te rog. Luna își picură argintul, tremurându-l pe fereastră. Vede atâta împăcare, străjuim căsuța noastră. Lângă pat zâmbește mama, adormindu-și copilașii, cămășuță cu măteasă la cusum în ananașii. Ce frumos! Ce faine, Doamne! Gabriela, am să te rog să ne spui cum alegi aceste poezii, așa. Pentru cei mai mari încerc să aleg din literatura clasică Octavian Goga, George Coșbuc, Mihai Eminescu, poezia lui Justin, de exemplu. Uh-huh. Iar pentru cei mai mici,
poezii mai ușor de pronunțat, pentru că unele cuvinte sunt cam grele, da, cât la colinde, cât și la poezii. Și atunci eu trebuie să le adaptez. Uneori creez eu poezii pentru cei mici, poezioare scurte, simple. Încercăm să evităm cuvintele prea arhaice și cuvintele prea greu de pronunțat. Pentru că fiind copii bilingvi și știind două limbi, aproape trei cu engleza pe care toți o învață, trebuie să adaptăm conținutul astfel încât să fie mai ușor de pronunțat pentru ei. Și de multe ori știu când învățăm colindele, ei mă întreabă, dar ce înseamnă boier, dar ce înseamnă iesle, dar ce înseamnă staul? Sunt cuvinte pe care și noi adulții le folosim cam doar de Crăciun, o dată pe an. Și trebuie să le explic pentru că sunt un pic mai greu. Nu fac o relație cu un personaj sau un obiect din zilele de astăzi, pentru că boierii de mai demult ar fi, cine ar fi? Milionarii de acum. Bun, Raul. Excelent. Exact. Și încercăm să învățăm din tradiția populară, însă totuși să fie conținutul un pic adaptat pentru ei, pentru că ne studiind în fiecare zi în română, totuși vocabularul lor nu este atât de extins și bogat ca unui copil din România, de exemplu, care merge în fiecare zi și învață română. Da, da, da. Dar ei înțeleg foarte bine română și vorbesc foarte bine și noi ce facem? Învățăm să scriem corect, învățăm să înțelegem personalități din România, trebuie să știe un mare muzician, un mare sculptor, un mare scriitor, să aibă idee cine sunt și cumva să fie mândri că aparțin acestei culturi, că avem o cultură bogată și giri frumoase. Am înțeles. Bun, vreau să ne spui acum, Gabriela, dacă în momentul acesta sunt părinți care încă nu au copii înscriși sau dacă sunt copii care nu sunt încă înscriși la cursurile de limbă română, o pot face în continuare în timpul anului sau e mai bine să o facă la începutul anului? Pot face în cazul în care în grupa respectivă mai există locuri. De exemplu, de la 20 de copii, dacă deja sunt într-un grup, nu se recomandă pentru că nu mai e aceeași calitate. Să vorbească cu profesoara care predă cursul de română și dacă în grupa care deja s-a format există locuri să meargă, indiferent dacă este după Crăciun sau, mai tare. Da, sau din ianuarie, pentru că ei vor avea de învățat și vor forma prietenii și e frumos. Eu le recomand să vină. De ce? Pentru că nu în toate școlile din Spania sau din țările din Europa există acest curs și cei care l-au să profite de el, da, să se bucure să de el, să-l folosească. Este o oportunitate, este gratuit, este o manieră excelentă de a intra în legătură cu alți copii români cu aceleași preocupări. Și eu îi încurajez să se înscrie la cursuri de română, pentru că sunt părinți un pic frustrați, supărați, pentru că în orașul lor, în școala lor, nu există acest curs. Și atunci e un pic injust. Părinții care ar dori să-și înscrie n-au posibilitatea și cei care au fix acolo în școala lor, nu găsesc da, timpul, maniera de a-și înscrie copilul. Și e păcat că să fie locuri libere, în săli unde profesoare drăguțe, simpatice, bine pregătite, își așteaptă cu drag copiii ca să învețe frumusețea culturii românești. Da, e foarte adevărat ceea ce ai spus acum, pentru că am întâlnit și eu de-a lungul timpului, mai ales anul acesta, am călătorit mai mult prin Europa și am auzit într-adevăr părinți români care sunt plecați ca și noi din țară și care spun, uite, mi-ar plăcea ca al meu copil să poată învăța, eu fac acasă tot ce pot, dar cultură mai puțin pot să învăț. Eu vorbesc doar cu el în limba română și îl ajut ulterior la lecții, dar cultură românească, civilizație românească, tradiții mai puțin pot să fac eu lucrul acesta pentru că nu am timpul necesar. Și, într-adevăr, ceea ce spui tu mi se pare așa de... e așa un paradox, pentru că, într-adevăr, atunci când auzi existența unui curs de limbă română, zici, wow, ce fain, excelent, poate aș putea și eu să-mi înscriu copilul. O, dar nu este la mine în oraș. Iar cei care l-au, cum ai spus tu, nu profită, sau foarte mulți nu profită de, sau prea puțin profită de lucrul acesta. E foarte bine să toate instrumentele acestea să le folosim și să ne bucurăm de ele, să profităm de ele, să le punem la îndemâna copiilor, pentru că am vorbit aici la radio de atâtea ori, de nenumărate ori și o să mai vorbim, pentru că îmi place să scot lucrul acesta în evidență. Pentru noi e simplu, știm de unde venim. Exact. Știm poate ne știm rădăcini. 4-5 generații în urmă ce făceau fiecare, pentru că știm de la bunici, de la străbunici. Ei la fel au dreptul să știe de unde vin. Dacă nu știu limba română, dacă nu înțeleg limba română, e foarte puțin probabil
să știe. Și probabil în momentul acesta sunt foarte micuți, nu-și dau seama că au nevoie să știe care le este identitatea, care le este rădăcina. Dar când vor ajunge la 20, 30, 40 de ani, vor fi cumva în nimănui, așa, vor fi dezbrăcați cumva de această identitate și nu avem dreptul să nu le oferim aceste instrumente pe care le pune la dispoziție. Ei sunt pe drumul acesta a descoperirii de sine, de formarea identității și cunoașterea limbii materne, că eu așa o numesc maternă, iar dacă mulți dintre ei învață întâi limba spaniolă, e totuși limba română, limba maternă, și atunci e cea mai importantă călătorie din viață, călătoria spre sine, și trebuie să știm unde ne sunt rădăcinile, ca să știm unde zburăm. Mie mi-e foarte greu să cred că o mămică româncă, când naște un copil și îl ține prima dată în brațe, nu spune iubirea lui mama sau iubirea mamii în limba română. Mi-e foarte greu să cred că îi spune altceva în limba spaniolă. Deci nu cred că nu îi spune iubirea lui mama. Exact. Eu, de exemplu, știu și română și spaniolă. Dar pentru mine te iubesc are o altă greutate decât cum să nu, sigur că te da. Quiero. Te quiero, e frumos și I love you și în orice altă limbă. Dar când ți se spune te iubesc, mi ajunge ți se duce până în fiecare celulă. Pentru că asta este limba mea de suflet. Eu aș vrea să-i întrebăm, uite, pe fiecare în parte, de ce le place lor să meargă la cursurile de limbă română? Justin, ne spui tu de ce îți place să mergi la cursuri, de ce îți place să vorbești în limba română și să vorbești despre România? Ca să vorbim cu bunicii. Ca să vorbești cu bunicii. Uite, vezi, este o idee foarte bună. Și tu, Iulian, ție de ce îți place să vorbești în limba română? De ce te duci la cursurile de limba română? Îți place ce auzi acolo? Îți place să citești în limba română? Să înveți poezii, cântece? Ce îți place cel mai mult? Vreau să... Sigur că da. Poți să spui și în limba spaniolă. Sau îți place tot, pur și simplu. Îți place tot ce se întâmplă acolo. Îți place doamna profesoară. Așa-i? Îți plac colegii. Nu, îmi place colindele. Îți plac colindele. Bravo, felicitări. Sunt foarte frumoase colindele românești, să știi. Cum înveți româna să te înțelegi cu animalele? Ia zi, ce faci tu în România? Ai animale? Da. Au bunici animale? Da. Cum se numește satul bunicilor tăi? E din Iași. Nu e niciun fel de problemă. Un județ foarte frumos din România și foarte important, să știi. E unul din cele mai frumoase orașe din România. Da. Da. Și pe lângă faptul că este unul din cele mai frumoase orașe din România, are și foarte mulți oameni de cultură au plecat de acolo, din Iași. Da. Știi? Sunt foarte importanți. Așa, și ia spune tu, cum vorbești cu animalele? În limba română sau în limba spaniolă? În limba română. Și te ascultă? Da. Da? Păi ea numai să... Nu te ascultă. Am înțeles. Ce animale au bunicii tăi? Rațe. Porci. Bun. Câini. Așa. Dar porcii au nume? Sau aveau un nume? Au nume porcii? Nu știu. Nu știi. Anul viitor să le pui tu nume, bine? Bine. Așa, fii atent că rămâne datorie. O să vorbim anul viitor. Am înțeles. Ioana, tu te duci în România? Da, mă duc. Odată la câtă vreme? O lună sau 3 săptămâni. Am înțeles. Hai, uite, apropie-te tare, tare, tare de microfon. Da, ce ai spus când... Așa, la când te duci în România? Cât stai acolo? Stau 3 săptămâni. Bun, perfect. Și ce-ți place cel mai mult când mergi în România? Ce-ți place să faci? Să gătesc mâncare cu bunii. Cu bunii. Deci da. Nu-ți place că gătești, pentru că asta o poți face oriunde. Știi. Îți place să gătești cu bunii. Da. Excelent. Ce face bunii cel mai bun de pe fața pământului? Care e cel mai bun? Gogoși. Gogoși. Am înțeles. Raul, tu te duci în România? Apropie-te și tu tare de microfon. Așa. Și când te duci în România, ce-ți place cel mai mult să faci acolo? Să văd animalele. Bun. Ce animale au bunicii tăi? Nu, niciuna. Nu? Dar ce animale vezi când te duci în România? Animalele... Vaci. Bun. Vaci. Aha, bun, am înțeles. Și la cine vezi vacile? Unde te duci? În ce oraș? Le văd când mă duc la mami pe câmpuri. Aha, bun. Și tu știi cum se numesc câmpurile lui mami? Din ce județ fac parte? Sau? Acum nu mai iasă. Nu-i niciun fel de problemă, stai liniștit. Andreea, tu te duci în România? E, nu știu.
Nu știi dacă te duci în România, dar ai fost în România. E, da. De câte ori ai fost în România? Un. O dată. Da. Bun. Și ce-ți place să faci acolo? Păi am prietenii să mă pot să joc. Bun, perfect. Așa, în regulă. Bun, Sara, am să te rog și pe tine, hai apropiete de mine și spune, ție îți place să mergi în România? Da, mult. Mult. Și ce faci tu acolo, ea spune? Sunt cu bunicii. Da. Și îmi place să stau cu căței. Îți place să stai cu căței? Ce nume au căței? E Eric. Eric, aha. E cățelul tău preferat. Bun, e perfect. E bucureșteancă. A, tu ești, te duci în București, în oraș în București sau undeva la țară? Undeva acolo, în București. Așa. E perfect așa, am înțeles. Bun, deci îți place cel mai mult să stai cu animăluțele. Și bunicii tăi sunt acolo. Și bunii îți face de mâncare bun când te duci acolo? Ia, spune, ce-ți face cel mai bun? Colegul Andrei râde, ia zi, ce-ți face bunii cel mai bun? Gogoș. Specialitatea bunicilor. Exact, da, asta e specialitatea bunicilor. Excelent. Eu îți mulțumesc tare mult, Gabriela. Nu știu dacă vrei să mai scoși ceva în evidență. Îți mulțumesc chiar foarte mult pentru faptul că ai adus Elevi alături de noi. Și vouă vă mulțumesc tare mult. Vă mulțumim tare mult pentru că v-ați trezit atât de devreme. Sunteți în vacanță și ați venit totuși să ne colindați, să ne povestiți. Și sunteți foarte, foarte frumoși. Suntem foarte bucuroși că am putut să vă primim astăzi. Vă mulțumim și noi că ne-ați primit. Și vreți să mai spuneți ceva? Vrea cineva să mai spună din... ceva? Vrea te rog, Iulian, haide, spune. Mi place mâncarea de România, schiop de culcan. Du-te să te mănânc. Bravo, și cine îți face schiop de curcan? Cine face? Bunica mea. Bunica ta. Bunica ta face cea mai bună mâncărică? Da. Da? Bun, excelent. Perfect. Ne bucurăm tare mult pentru tine și pentru bunicii tăi, pentru bunicii voștri. Ne bucurăm pentru că, uite, și bunicii sunt niște norocoși pentru faptul că pot comunica atât de frumos cu nepoților. Doamne, cât sunteți de frumoși! Bunicii sunt și profesori de română pentru că învață să vorbească română, învață uneori proverbe, ghicitori, le spun povești. Regionalisme. Și când merg în România și stau 3 săptămâni, o lună, vin cu un vocabular bogat și cu multe experiențe pe care mi le împărtășesc ei. Și eu încurajez pe părinți să-și aducă copiii la română, dacă au în apropiere un colegiu în care se dă acest curs, să profite de el, pentru că noi așteptăm cu drag și cu brațele deschise. Și, vedeți, sunt copii frumoși, prietenoși, care se bucură să-și facă noi prieteni. Am înțeles. Există... fericite tuturor. Mulțumim, mulțumim tare mult. Există o pagină de internet unde părinții pot intra în momentul acesta pentru a-și înscrie copiii? Exact. Avem o pagină a profesorilor de limbă și cultură românească, lccr.ro, și acolo găsesc informații despre regiunile din Spania sau alte țări din Europa unde se dă acest curs. Pot să găsească datele profesorilor și pot să trimită un mail. De exemplu, profesorului care are ora în orașul sau școala respectivă. Dar... prin intermediul ambasadei, de asemenea, există posibilitatea să afle unde se oferă acest curs. Dacă caută pur și simplu pe Google cursul de română în română sau în spaniolă, vor găsi centrele în care se predă acest curs. Excelent, excelent. Și vă așteptăm cu brațele deschise. Numai cine nu vrea, nu poate. Eu înțeleg că sunt situații în care copilul are programul foarte încărcat, pentru că sunt înscriși la muzică, chitară, dans, înot, judo, foarte multe activități. Dar dacă în curs săptămânii au 2 ore, o dată pe săptămână, posibilitatea, noi cu drag îi primim și așteptăm, nu-i așa, copii? Să vină toți copiii să învățăm despre obiceiurile românești. Și nu trebuie să se teamă că nu știu foarte bine și să fac de rușine, pentru că la școală venim să învățăm. Exact. Tocmai acolo vin copiii care nu știu. Pentru că sigur. La școală nu mergem învățați, mergem să învățăm. Nu vin experții. Exact. Așa le spun eu când îmi spun ei, dar nu pot, nu știu. Ești exact în locul potrivit și folosește-mă, eu sunt aici să te ajut. Exact. Așa învățăm împreună. Și eu învăț foarte multe de la ei, fiecare zi. Cu siguranță. Mulțumim tare mult. Vă doresc să aveți sărbători frumoase, să aveți un an nou bun, cu sănătate, cu bucurii și tot ce vă imaginați voi în căpșoarele voastre să devină realitate.
Ce vă doriți voi pentru anul pentru viitor? Pentru bunici, vreți să transmiteți ceva? Bunicii din România? Cineva? Da. Ia spune, Ioana, te rog. Eu ce vreau să-i spun la bunicii mei e să fie fericiți, pentru că și eu sunt cu ei, alături de familia mea, pentru că îi iubesc tare mult și când o să vin în România, mereu să-i ajut. Ce frumos, excelent. Cine vrea să transmită ceva bunicilor? Justin? Nu? Iulian? Nu? Bun. Sara, tu vrei să le transmiți ceva? Nu. Cu siguranță bunicii știu cât de mult îi iubiți fiecare din voi și voi știți cât de mult înseamnă bunicii pentru voi și cât de mult îi iubiți, evident, lucrul acesta. Cum ziceam, vă doresc să aveți un an bun, cu sănătate în primul rând, să fiți fericiți și să aveți alături de voi doar oameni frumoși care să vă inspire, așa cum o face doamna profesoară. Și să aveți rezultate bune și la școală, să aveți sprijinul părinților și să primiți jucării și ce vă mai doriți voi de la Regimagi. Mulțumim tare mult! Și sărbători fericite! România, te iubim! Tuturor celor care ne ascultă, suntem un pic în România. Când vorbim în română, suntem acasă, suntem în România. Și ne bucurăm că sunteți aici, alături de noi, aici, în acasă, în acest acasă al nostru. Acest spațiu.